Revin elevii în bănci, iar în școlile din Ilfov apare în catalog materia ora cu și pentru animale. O materie opțională, însă copiii vor lua note, vor avea teme. Programa a fost deja aprobată la nivel județean și este pentru elevii din clasele a 5-a și a 6-a. Este alături de noi domnul Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua. Tuma, vedem așa, acele imagini care au oripilat întreaga țară cu diversi copii sau nu, care fac acele acte de cruzime față de animal. Era nevoie de astfel de lege? Spuneți-mi cum ați ajuns până la urmă să aveți și materia, să o implementați. Am ajuns în mod natural, pentru că orice primar, orice președinte de consiliu se confruntă cu problema animalelor fără stăpâni. Și atunci am ajuns la concluzia că sunt două posibilități să rezolvăm această problemă. Una care are rezultat pe termen scurt și una pe termen mediu și pe termen lung. Pe termen scurt, evident, microciparea, sterilizarea în masă cu titlu gratuit. În schimb, pe termen mediu și lung e nevoie de educație. Singurul lucru, totul se rezumă la educație. Și am început prima oară în două școli, am avut acest curs și am văzut că copiii interacționează foarte bine cu animale. Între timp am reușit să extindem materia asta să devină materie opțională în toate școlile din Ilfov. Cum se va implementa? Se va implementa extrem de simplu. Este foarte puțină birocrație. Colegii noștri de la Protecția Animalelor merg în școli, discută cu profesorii și cu diriginții, cei care se vor ocupa de aceste cursuri. Vor participa copiii din clasa a 5-a și din clasa a 6-a. Este un curs interactiv. Copiii învață prin joacă să se comporte cu animalele, să iubească animalele, să aibă grijă de animale. Da, este foarte important pentru că, spuneam, așa cum ziceți și noastră, de la educație pornește totul. Ar putea să devină și materie obligatorie. Știm că este toată discuția dacă nu cumva curicula e prea aglomerată pentru unii, dar pe de altă parte ar trebui să rezolvăm aceste probleme de care vorbiți. Să știm să adoptăm, să ajutăm. Da, este o prioritate a noastră, dar am învățat că totul se face treptat. Prima oară să devină opțional în toate școlile din România și evident că următorul pas este să devină obligatorie. Să știți că am văzut cursuri în Statele Unite ale Americii, cursuri, am văzut, au făcut niște filmulețe. Nu niște filmulețe, s-a demonstrat copiii care interacționează cu animalele, în proporție de 78% devin mult mai empatici. Devin mai empatici cu colegilor, cu oamenii în general și au scăzut automat și problemele de bullying din acele școli. Lucru care se confruntă și foarte multe școli din România și copii din România. Sunt studii, exact cum spuneți, legate de această terapie prin animale care ar putea să-i ajute. E nevoie și de o decizie politică. Dacă vreți, ați reușit la dumneavoastră în județ și ați făcut multe acolo în acest domeniu. Al cum să ajutați și să nu mai fie nici animalele fără stăpân, ca să fie la nivelul întregii țări, trebuie și decizia politică. Evident că va trebui și o decizie politică, dar prima oară este cel mai important, este puterea exemplului și sunt convins colegii din țară care vor vedea că lucrurile funcționează în Ilfov cu foarte puțină birocrație și nu există costuri, adică cu costuri extrem de mici, vor putea prelua proiectul de la noi, suntem deschiși. Noi am preluat, să știți că am preluat proiectul din alte țări, nu l-am inventat noi. Ne-am uitat foarte mult ce se întâmplă în Spania. Acolo au cursuri care se numesc Respectul față de animale, în toate școlile din Spania. Respectul față de animale. Vor fi diriginți? Cei care vor preda? Vor fi și alți profesori? Cum? Vor fi diriginți, vor fi alți profesori. Cei care își doresc să predea această materie vor fi instruiți de colegii mei de la Protecția Animalelor, care vor merge cu animale acolo. Materia este destul de vastă. Învățăm rolul animalelor de companie, animalelor utilitare, animalelor sălbatice, drepturile animalelor și, evident, și sănătatea la animale și la oameni. Da, deci sunt multe extinse. Da, da, este complexă. Aveți și altfel de cursuri pentru că nevoia e mare. Mai sunt și altfel de cursuri opționale pe care să le introduceți pentru elevii din Ilfov? Da, avem în Ilfov Ora de Știut. Este un curs foarte interactiv. Este de genul Știați că și este despre despre cultură generală. Dar mai avem și educația financiară și educația rutieră. Da, sunt lucruri importante care îi formează pe copii, așa încât să devină cu toți adulți responsabili. Mulțumesc, domnule Hubert Tuma, pentru intervenția noastră în Newsroom. Așteptăm să se și extindă tot acest program, după ce vor vedea că dă roade de la dumneavoastră în Ilfov, să vedem cum se poate implementa.